Primele zile din an au adus mii de prezentări la urgențe și în camerele de gardă ale spitalelor. Cele mai aglomerate sunt spitalele de pediatrie și cele de boli infecțioase. Andreea Cigolea ne explică exact situația. Valul de gripă și viroze i-a ținut pe mulți acasă de sărbători. Anul acesta virozele sunt mai agresive, iar gripa pare că dă forme mai severe de boală. Apare tusea, care persistă multe zile, dar și răgușeala până la pierderea vocii. Cea mai mare problemă este în spitalele de pediatrie. Medicii se plâng că se găsesc foarte greu paturi pentru copiii care au mare nevoie de internare. La spitalul Marie Curie, de pildă, cei mai mulți copii au avut nevoie de ajutor chiar în prima zi din an. Cifrele sunt mari pentru această perioadă. Pe 31 decembrie s-au înregistrat 167 de cazuri, apoi pe 1 ianuarie 253, iar pe 2 ianuarie 141 de cazuri până la ora 16. Și la Institutul Mama și Copilul din București au fost mulți pentru începutul de an. Prezentări au fost între 140 și 160 de cazuri pe zi. În ultimele zile, cu patologie predominant respiratorie, de la viroze simple la insuficiențe respiratorii, gripă, infecții sau cu infecții cu virusul sincițial respirator, COVID-19 și alte etiologii. Aglomerată este și unitatea de primiri urgențe a Spitalului Grigore Alexandrescu, dar și camera de gardă de la Victor Gomoiu. Aici este o mare problemă cu personalul. Medicii au cerut chiar închiderea temporară a camerei de gardă pentru că le lipsesc peste 70 de asistente și peste 20 de infirmiere. Momentan rămâne deschisă, dar nu se știe până când. E important să știți și care sunt cele mai comune simptome cu care se confruntă copiii în această perioadă. De exemplu, dacă au roșu în gât, febră mare, tuse, amigdalită, bronșită, bronșiolită sau gripă A, B sau VRS, este cazul să consultați de urgență medicul.